Din nou vă salutăm, dragi prieteni, la emisiunea noastră Școala Cuvântului. Noi continuăm să studiem lecții din Sfintele Scripturi și în mod special din Evanghelia după Marcu. Evident că astăzi vom vorbi despre ucenici și interesant cum se adresează Domnul Iisus ucenicilor și le spune în felul următor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Care sunt sensul acestor cuvinte? Despre ce vorbește Domnul Iisus? Cum să fim noi ucenici? Oare astăzi e nevoie să iai anumite cruci, anumite crucifixe, sau să fii pe ele atârnate, sau să le porți cu sine? Ce se are în vedere? Alături de mine, în platoul misiunii noastre, în primul rând prezint pe doamna juristă, avocată, domnia sa Svetlana Moraru. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și pastorul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, un bibleist, un comentator al Sfintei Scripturi, master în teologie, domnia sa Iurie Duca. Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit! Subiectul este foarte frumos. De ce? Pentru că sunt legate de lecții. Știți, am impresia că Marcu de parcă introduce pe cititorii Evangheliei într-o clasă. Bine, pentru ucenici e o viață, zi, noapte, sunt zile, e o viață pe care au trăit-o ei. Pentru noi, cei care citim, se pare că este un fel de clasă în care ne introduce și ne aduc anumite lecții. Și iată lucrurile pe care îmi place foarte mult, pentru că sunt parabolizări pe care Domnul Iisus le prezintă și este legată de o istorie pe care noi putem să o găsim începând cu versetul 22, capitolul 8, Evanghelie după Marcu. Și aici se vorbește despre vindecarea unui orb unde la scăldătoarea Betesda, unde Betsaida, scuzați-mă, unde face un lucru deosebit. Domnul Hristos de câteva ori îl atinge și îl scoate, îl deplasează și ucenicii priveau atent ca după aceea Domnul Iisus să le pună o întrebare. Ce credeți sau ce spun oamenii despre mine? Dar voi ce credeți despre mine? În ce constă, iată, vederea aceasta limpede, a vedea limpede, pentru că citesc de aici, a vedea limpede lucrurile vis-a-vis de parabolizarea, de ce Domnul Iisus parabolizează pentru ucenici sau folosește aceste cuvinte, aceste exemple? Pentru Iisus Hristos era foarte important ca ucenicii să înțeleagă bine cine este El ca persoană și să înțeleagă misiunea pe care o avea de împlinit. Deseori Iisus Hristos folosea, ca să explice, să transmită mesajele sale oamenilor, folosea parabole. Așa? Și în acest caz avem că vindecarea orbului, descris aici la Marcu. Deci a fost un caz real. Absolut. Și vindecarea nu dintr-o singură atingere, ci din două atingeri. Nu pentru că Iisus Hristos nu ar fi avut puterea să vindece acest orb dintr-o singură atingere, ci Iisus Hristos vroia să dea o lecție ucenicilor săi și anume prin faptul că el a o singură atingere, l-a întrebat pe acest orb dacă el vede clar și el a spus că da, vede, dar nu suficient de bine. Da, zice așa, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Nu vede clar. Nu vede clar. Și respectiv mai era nevoie de încă o atingere și anume această prezentare parabolică, da, sub formă de parabolă, reprezintă în realitate că cunoașterea spirituală are nevoie uneori de timp pentru a se maturiza. Și această prezentare era orientată către ucenici ca ei să înțeleagă că ei, în călătoria sa pe care o aveau cu Iisus Hristos, aveau de învățat lecții spirituale și de aceea trebuiau să fie gata pentru acele mesaje care le avea Iisus pentru ei. Și a zis, s-a uitat țintă și a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. Interesant, interesant spune că când i-au adus acest orb,
Iisus nu-l vindecă, ci îl ia pe orb de mână și îl scoate afară din sat. Deci are loc într-o localitate, deci în Betsaida. Îl scoate afară din sat presupune o relație, un timp aflat împreună cu Iisus, da? Deci pentru că ar fi putut, deci chiar acolo, găsim doar aici lucrul ăsta. Nicăieri în altă parte nu găsim Iisus să fi avut nevoie de timp, cumva cu cineva să petreacă timpul ăsta, să merg eu cu dânsul, cât eu nu știu cât, cât am mers până l-a scos din sat. Ok, deci îl scoate din sat, petrec un timp împreună, apoi spune că Iisus își pune mâinile, da? Deci pune mâinile, spune scuipat pe ochi, își pune mâinile, vezi ceva, văd, dar nu văd clar, văd ceva, dar nedeslușit, văd copaci. Spune el, ceva ca niște copaci. Știți, o umblare puțină, o atingere așa de scurtă durată de Iisus, unora poate să le spară că și astăzi sunt mulți, aud așa expresii, m-am întâlnit cu cineva, cunoaște toată Biblia. Și când spun, m-am cunoaște toată Biblia, se are vedere parcă un înger coborât din cer, pământ, și ăsta știe totul și poate totul. Poți să știi toată Biblia, dar să n-ai atingerea asta de Iisus. Iisus nu s-a atins de tine. Sau s-a atins, hai că dacă a citit Biblia, adică a avut un interes, s-a atins așa odată. Omul are o înțelegere foarte limitată, spirituală, fizic el de divin, dar spiritual. Dar poate să se separă că înțelegi, poți să explici și ce se întâmplă în cer și pe pământ. Ăsta este realist și el, dacă este vorba despre vederea fizică, el spune, nu văd de slușit. Iisus, de fapt, vrea să vorbească în cele spirituale, noi am putea să ne limităm la o atingere așa odată, sau din când în când, sau eu știu ce, și să ne spară că gata, cunoaștem. Și zice, nu. Și Iisus iarăși se atinge de el și vorbește că atingerea pe care trebuie să o aibă Iisus față, să-i permitem și noi să o căutăm, trebuie să fie constantă, permanentă, ca să înțelegem. Și umblarea noastră, la fel, trebuie să fie permanentă, pentru că Iisus după aceea spune, să nu te întorci în sat. Îl trimite acasă, spune, să nu intri în sat. Eu te-am scos de acolo, tu nu mai intra. Du-te acasă la tăi, dar nu intra, da, deci în sat. Nu știu, era casa lui, dar e ceva interesant, da, deci a felul cum Iisus, cum relatează Marcu această istorie și o relatează interesant, da, cu toate detaliile, niște detalii care n-au parcă nimic de a face cu vindecarea lui. Scoaterea din sat, nu intram înapoi în sat, da? Pentru că mai departe noi vedem că când Iisus dă întrebarea, imediat după aia, Iisus dă întrebarea, cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru vine cu explicații, lui spare că el vede și știe, Doamne, eu acușa nu să spun, eu ce înțeleg. Și îi spune, nu, tu nu înțelegi ce... Îi spune lui Iisus, tu nu înțelegi ce spui. Iisus spune, eu trebuie să mor. Petru zice, nu, tu nu înțelegi. Nu, asta e mesajul tău. Și Iisus atunci îi spune, da, deci direct, îi spune, Petre, tu nu înțelegi. La tine privirea este ca acelui orb. Tu chiar dacă ai mers cu mine, chiar dacă te-ai atins, dar tu n-ai înțeles, ochii încă sunt, încă tu mai ai nevoie de atingere. Care e lecția? Lecția este că chiar dacă ei înțelegeau cine este Iisus Hristos, ei nu înțelegeau drumul pe care îl are de parcurs, nu înțelegeau că el pentru asta a venit pe pământ, ca să moară pentru păcatele lor. Ei nici de cum nu vreau să accepte acest deznodământ a relațiilor, da, cu Iisus Hristos. Și lecția este că ei trebuie, așa cum ați spus fratele, domnul Duca, trebuie să petreacă mult timp împreună cu Iisus Hristos, trebuie să se maturizeze spiritual pentru ca să poată să înțeleagă în profunzime care este planul de mântuire. Uitați-vă, deci lucrul ăsta se întâmplă, Iisus spune că aproape spre sfârșitul, deci el a început ultima jumătate de an, el a început deja să le vorbească permanent despre moartea lui. 3 ani au trăit și ei n-au înțeles. Deci, de fapt, le-a trebuit 3 ani de zile aproape ca Iisus, ca ei se convingă că El este Mesia, numai că ei au rămas în concepția de... Da, este Mesia, am înțeles, numai concepția lor despre Mesia era concepția populară care avea poporul. Și atunci când Iisus prezintă
ce de fapt este Mesia și ce trebuie să, care este misiunea lui Mesia, care este drumul pe care trebuie să meargă Mesia. Eu zic, nu, noi vedem alt drum. Noi nu vrem să mergem, înțeleg? Noi ne asociem cu tine și tu vrei să mergi acolo, dar noi acolo nu vrem să mergem. Și e deschis, îl contrazic pe Iisus, noi nu suntem de acord cu așa, da. Cu... Deci, lecția este simplă. Nu poți avea o relație cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos, superficială. Deci odată te-ai atins, odată ai fost la biserică, odată ai citit și mi-ai de ajuns. M-am împărtășit de Paște, da. Și aștept anul viitor. Da. Deci odată și din când în când, eu știu, poate cumva mă mai gândesc, ceva să-mi liniștesc cu, cumva conștiința, undeva nu ajunge pentru ca să vezi lucrurile deslușit. Mă refer acum la lucrurile spirituale, cele care trebuie să le înțelegi în Sfintele Scripturi, lucrurile pe care trebuie să le interpretezi, pe care tu le vezi la ziua de astăzi și le întâlnești în fiecare zi. Evident că ucenicii au mers și asta a fost o lecție pentru ei. În continuare, după ce Domnul Iisus îi întreabă ce zic și, așa cum ați relatat și dumneavoastră, Petru, care se gândea că vede, însă Domnul Iisus i-a zis, nu tu vorbești, ci altcineva vorbește în tine, dar tu până la urmă n-ai înțeles și mai târziu lucrul acesta s-a dovedit. Acum Iisus pune un preț al uciniciei și el zice, tot în Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 31 și fragmentul durează până în 38, până la sfârșitul acestui capitol, unde Iisus în mare parte zice, dacă pe voi, dacă pe mine mă vor uri și pe voi o să vă urască. Dacă pe mine mă prigonesc și pe voi o să vă prigonească. Iar apoi le zice ceea ce am citit încă la început. Cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să ia cruce și să mă urmeze. Este un preț. Care este prețul uciniciei? De fapt, crucea nu este ceea ce noi astăzi, în contextul nostru, trăim într-o țară creștin-ortodoxă, adică noi ne-am deprins cu simbolul crucii, simbolul crucii pe biserici, crucifixul. Simbolul crucii, da, deci oriunde este, și inclusiv simbolul, da, deci crucea la gât, crucea în mașină, crucea și... mulți cred că au luat literal, au luat această expresie, cine nu-și ia crucea. Și atunci o pun undeva în casă, în mașină, în podul casei, când fac casa, știu că și la noi era în podul casei, da, deci era pus așa că, păi aici e un creștin, nu știu ce înseamnă, Domnul te păzește, nu știu. Dar când Iisus spune cine nu-și ia crucea, uitați, spune și nu vine după mine, păi stai puțin, unde Iisus Hristos a mers crucea? La moarte. Ați luat crucea în timpul celălalt când Iisus a spus vorbele acelea, înseamnă că a fi gata să mergi, să te consacri, să te jertfești pentru cauza în care tu crezi. Pentru Hristos, pentru ce a fost? Nu pentru că a făcut rău. El n-a făcut nici rău. Pentru cauza care el o credea. Înțelegem că crucea a fost o execuție, deci lipsire de viață. Și în cazul în care Domnul Hristos zice să vă luați crucea, se are în vedere să rămâi fidel mie până la moarte. Da, deci toată viața consacră mie. Și să-ți asumi planul pe care Dumnezeu îl are pentru tine, pentru ca să fii mântuit, pentru ca să fii pentru salvat. Ca să fii salvat. Da. Cine sunt ucenicii? Ucenicii sunt acei care îl urmează pe Iisus Hristos. Și citim aici la Marcu în continuare, Iisus spune clar, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși și să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu este atât de simplu să te lepezi de sine însuși, da? De toate cele calități care sunt în contradicție cu mesajul lui Ioan Botezătorul, să spunem, da? Să fim, să ne pocăim, să ne lepădăm de păcate și așa mai departe. Și mai departe se spune căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui.
Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui său împreună cu Sfinții Îngeri. Deci acesta este prețul care trebuie să-l plătească ucenicii sau acei care vor să-l urmeze pe Iisus Hristos. În schimb, ce valoare imensă are acest preț pe care suntem gata să-l plătim pentru Iisus Hristos. Viața veșnică. Interesant că puțin mai înainte, da, deci când Iisus, când Petru face declarația aceasta, tu ești Mesia, Iisus zice să nu spuneți la nimeni lucrul ăsta. De ce Iisus nu spune? Pentru că, de fapt, logic, el pentru asta a venit. A venit să provdească Evanghelia Împărăției. Toți trebuie să cunoască. Da. Nu, să nu spuneți. Paradoxal. Da, deci spune, a venit să fac cunoscut că este Mesia, dar voi să nu spuneți dacă ați înțeles chestia asta. Și de fapt, Biblia spune și lecția pe noi ne învață că de fapt este prima relatare în Evanghelie unde un om sănătos îl recunoaște pe Iisus ca Mesia și de aici, când, pentru că până aici, Iisus tot timpul a fost recunoscut ca Mesia de oameni care erau demonizați. Adică demonii vorbeau și știu cine este El. Oamenii de rând nu cunoșteau și nu primeau. Și aici Petru ajunge un om simplu, ajunge să înțeleagă că ăsta e Mesia și Iisus zice, sau copt înseamnă că le zic care pentru și deja am venit. Da, iată drumul meu, care pentru voi deja ați înțeles că eu sunt Mesia. Da, deci nu doar demonizați, ci oamenii de rând au ajuns să înțeleagă. Interesant, de ce Iisus nu avea nevoie de această reclamă, da, să-i spună că El este Mesia? Pentru că înțelegerea lui Mesia în timpul cel era că a venit ca să elibereze de sub jugul roman. Și Iisus n-avea nevoie de așa o... De rezonanță politică. Da, da. Deci n-avea nimic legat de Mesia care ei îl așteaptă. Eu nu sunt acela. Da. Evident că în continuare evanghelistul Marcu mai prezintă lecții. Și în capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 13 și în continuare, sunt două istorii foarte interesante. Una, în munți, acolo se descoperă cine este Domnul Iisus Hristos și vin la această întâlnire Moise și Ilie, iar trei ucenici care dormeau la un moment dat s-au trezit și vedeau lucrul acesta. Și la poalele acestui munte se întâmpla o altă eveniment. Acolo era o zarvă pentru că nu se putea tămădui fizic o persoană, un copil îndrăcit, pentru că erau bolnavi spiritual sau moral ceilalți sau părintele. Da. Și aici, în primul caz și într-a doilea, este Domnul Iisus și întrebarea mea în cazul acesta, în aceste două evenimente, care sunt contrastante. Cum îl descoperă evanghelistul Marcu, cum îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos? Deci vreau aici să adaug că trei evanghelii din cele patru, parmi trei evanghelii, deci vorbesc despre această schimbare la față, pe muntele schimbării la față. Și interesant este că imediat înainte de această întâmplare, noi citim că Iisus le descoperă și zice, sunt unii din voi, zice, care n-au să guste moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Și în toate trei evanghelii scrie lucrul ăsta și imediat după asta spune că experiența este muntele schimbării la față. Pentru că unii ar putea crede că ceva acolo n-a fost corect, ceea ce Iisus a spus. Nu a fost corect. Da? Deci că, păi, stai puțin, Iisus n-a venit, toți au murit, dar unde? Și de fapt, textul lasă să se înțeleagă că Iisus s-a referit anume aici, la experiența pe muntele schimbării la față, El a venit în slava sa. Pentru că acolo i-au văzut o licărire a slavii pe care Iisus o are și prin care El va veni a doua oară pe pământ. Interesant, da, deci este că aici ei, buimășiți, a spus că ei dormeau, da, ei dormeau și când s-au trezit și au văzut, stați, dar de unde Moise să vină să stea de vorbă? Moise a murit, Ilie spune cărțile anterioare, istoria lui Ilie, că a fost luat la cer și când colo el vine.
pentru că mai departe iau întrebări referitor la această întâlnire, da? Și atunci când văd această întâlnire, Pietru n-are nimic de spus decât: Doamne, hai să rămânem aici și să facem și o colibă lui Domnului Platici. Aici e împărăția. Lui Moise îi facem și lui Ilie. Noi ne ocupăm de colibii, dar noi să rămânem aici. Și Iisus zice: nu spuneți la nimeni ce ați văzut aici până nu veți vedea pe Fiul omului în slavă, adică până nu va muri, va învia Iisus, după aia să le povestiți ce ați văzut. Deci, Iisus, de fapt, i-a pregătit pe ei pentru evenimentul morții. Da. Pentru că spune că Moise și Ilie au venit să vorbească nu despre slava lui Iisus, ci despre moartea lui, să-l pregătească pentru moarte. Ei, cei care au fost pământeni, nu un înger trebuia să vie, ci cei care au trecut, Moise a trecut. Și Moise și, deci, Ilie reprezintă două clase de oameni la venirea lui Iisus. Moise, pe cei care au murit și vor fi în viață, iar Ilie, cei care vor fi în viață la venirea lui Iisus. Da. Se spune că această întâlnire pe acest munte a avut o importanță foarte mare pentru ucenicii Domnului Iisus, pentru că avea să le dea speranță în momentul când Iisus era să fie crucificat, pentru că crucificarea lui Iisus a fost un moment de groază și de disperare pentru ucenici, iar ceea ce s-a întâmplat pe acest munte pentru că și avea trebuia să fie pe viitor, dar o speranță. Dar la poalele muntelui, ce s-a întâmplat? De ce este în contrast? Nu doar, știu, ca diferența deci de înălțimi, ci și chiar de eveniment, de ceea ce s-a întâmplat acolo. Doar pe munte nu au fost toți ucenicii împreună cu Iisus, da? Erau nouă care erau jos la poalele muntelui și se spune că era o zarvă pentru că era un băiat posedat de un demon și nu putea fi vindecat acest băiat. Deci când a coborât Iisus Hristos, tatăl băiatului se adresează cu rugămintea, cu cererea către Iisus ca el să fie vindecat. Iisus Hristos, știind că nu doar fiul are o problemă, dar și tatăl are o problemă, da? Încearcă să ajute și tatăl. Cum? Începe să-i dea întrebări despre boala fiului, fapt care cumva l-a făcut să izbucnească tatăl. Ce spune? Dacă poți face ceva, fiți milă de noi și ajută-ne. Adică, ci tot atâtea întrebări. Nu, ca o revoltă și ca o mustrare. Da, nu întâmplător copilul a fost demonizat. Da, tot atâtea întrebări. Dacă poți face ceva, adică ajută. Și tot atâta, da, întrebări. Dar tocmai aceste întrebări l-au ajutat pe el însuși să înțeleagă. Credința lui era una slabă, insuficientă. Asta era problema, da? Pentru că Iisus ce spune? Cum adică dacă poți? Da? I-a scos în evidență problema. Unde este credința? Da? Și atunci tatăl imediat și-a dat seama, da? Ce a spus? Cred, Doamne, ajută necredinții mele. Da, doresc aici să ne adaug. Când au fost pe munte, deci acolo însăși Dumnezeu s-a descoperit, i-a auzit vocea lui Dumnezeu, ei l-au văzut pe Iisus în slavă, deci practic cerul a coborât pe pământ, pentru că Ilie și Moise, da, și reprezentanții celor mântuiți au coborât acolo. Pietru cu Iacov și Ioan, ei n-au înțeles tot și n-au auzit toate. Ei doar ce au văzut ultima scenă, că i-au dormit, așa spune Evanghelie, i-au dormit acolo. Dar ei au văzut cerul coborât pe pământ, da? Deci este cerul pe pământ unde dorești să rămâi, iar la poalele muntelui este viața de rutină care noi ne întâlnim și neputința omului. Interesant este că atunci când Iisus coboară cu cinci și vine tatăl ăsta, copilul, zice, l-am adus la ucenicii tăi, ei n-au putut, da, spune, relatează Evanghelia după Matei, n-au putut să-l vindece. Iisus zice, neam necredincios, da, deci pentru că și tatăl manifesta necredință și ucenicii, care inițial, înainte de asta, Iisus când ne-a trimis să predice Evanghelia, spune că le-a dat putere să predice, să scoată demoni, să vindece boli. Și ucenicii înșiși se miră și zice, dar noi de ce n-am putut? Noi doar tu ne-ai dat nouă putere. Și Iisus vorbește despre o experiență la care ei n-au ajuns, spune că trebuie să
mai mult timp să petreceți în rugăciune și post. De fapt, ce făceau ei când au rămas la poale munte, iar Iisus s-a urcat cu cei trei? Ei se certau și gelozeau pe cei. De ce Iisus doar pe ei trei? Și când Iisus a curs și le-a zis, voi trebuie să vă împăcați, voi trebuie să trăiți o altă experiență ca să faceți față diavolului. Deci ei nu erau pregătiți să o facă, pentru că ei se certau. Ei și aici s-au certat până la cina cea de taină, noaptea când Iisus a fost vândut, până atunci s-au certat cei mai mari. Și aici la fel, ei erau geloși pe cei trei, Iisus doar pe ei l-au. Și atât în timp ce ei se certau și îi gelozeau pe cei trei, vine Tatăl cu această nevoie. Nu poți să-L înfrunți pe Satana în timp ce tu nu l-ai pe Dumnezeu, nu este Spiritul Dumnezeu în tine. Deci Iisus le-a spus frumos, le-a spus, voi iată ce experiență trebuie să trăiți. Lecția pe care noi o descoperim este că e nevoie să studiezi, să citești Sfintele Scripturi, să-L descoperi pe frumusețea Domnului Hristos, dar după aceasta trebuie să o aplici în viața cotidiană, de zi cu zi, să-L crezi pe El. Și lecția trebuia să fie împlinită. Interesant că pe drum, mergând ucenicii între ei, Iisus la un moment dat îi întreabă, despre ce vorbeați voi unii cu alții? Iar ei, puțin așa, prinși în flagrant, cumva, în flagrant, da. Pentru că ei discutau și erau ca niște copilași care i-ai prins. Pentru că așa și nu învățase lecția care le-a dat-o Iisus Hristos. Dar ei vorbeau despre cine este mai mare. Și acum, întrebarea, de fapt, vreau să vă zic că este actuală la ziua de astăzi. În societate se vehiculează. Cine este mai mare? Când se întâlnesc doi oameni, neapărat trebuie să facă o evaluare. Cine e mai influent, cine mai puțin? În societate, neapărat trebuie să vadă în ierarhia socială ce poziție are, ce așa, care declarație, care e funcția, care nu știu ce. Țin minte odată, eram la o întâlnire, trebuia să merg la întâlnirea cu colegii mei de clasă la 20 de ani și prima întrebare pe care am întâlnit-o eu vorbind, deci după ce ne-am salutat, ce mașină ai? Și eu n-am înțeles de ce întreabă de mașină. Dar ei după autovehicul vreau să vadă care e statutul meu social. Și băi, oameni buni, nu v-ați schimbat deloc. Tot ați rămas în școală. Tot acolo. Cine e Carol clasa? Cine e cel mai tare în clasă? Nu, nici într-un caz. Și asta zice Domnul Iisus Hristos. Fratele meu, e nevoie să înțelegi. Dragii mei, cu ce te vei întâlni sau cum vei veni tu în fața mea dacă tu mereu cauți și prezintă Domnul Iisus absurditatea întrebării, absurditatea tendinței sociale să identifice cine este cel mai mare. Prin ce cuvinte prezintă el această absurditate? De ce realități? Iisus vede un copil, spune că îl pune în mijloc, apoi după aia înțelege copilul, nu se simte bine și spune că îl ia în brațe. Și spune, iată, el e cel mai mare, măcar voi ne atrageți atenție. El nu caută cine mai mare, el nu caută, el e simplu, el a venit să asculte și nu-l interesează cine este mai mare. Dacă nu veți fi ca un copilaș, da, deci nu o să fiți împărățul meu, dacă nu veți sluji, nu veți căuta să faceți ceva, pentru că copilul îi spui, poți să ajuți, el atât e de bucuros că lui s-a încredințat ceva să facă. Spune un numător, poți să ajuți, el zice, opa, mă umilește. Deja eu sunt, dacă îmi spune să fac, deja copilul repede aleargă când îi spune un matur. De ce? El se bucură că i-au încredințat ceva. Cel matur, el privește lucrul ăsta din altă perspectivă. Dacă fac sau dacă îmi spune, înseamnă că, da, deci și momental sunt la statut. De aceea, din perspectiva lui Dumnezeu, cel care slujește și Iisus a zis și la cină, da? Deci eu sunt mai mare, eu am venit nu ca mie să-mi slujească, ci ca eu să slujesc, da? Deci el arată principiul împărăției lui Dumnezeu. Cei care sunt și vor fi salvați, deci ei nu vor căuta să fie mari, ei vor căuta să slujească. Așa este, în împărăția lui Dumnezeu, ideea cine este mai mare este total inversă decât așa cum este la noi obișnuit să o privim în lume. Deci dacă vrei să fii mai mare, atunci trebuie să slujești. Doar în așa mod poți să ai un loc în împărăția cerului. Cât de absurd sunt tendințele și aspirațiile oamenilor
mai ales în vis-a-vis de împărăția, de realitățile împărăției lui Dumnezeu. Și cei care caut să fie mari, n-au ce să facă în împărăția lui Dumnezeu. Acolo nu sunt posturi și înălțimi, acolo este altfel. Deci totul în lumea noastră este privit din perspectiva aceasta și noi suntem aventurați, hrăniți cu ideea aceasta. Noi când știm cine e mai mare în lume, care țară, cine e lista Forbes, primul loc, care companie cel mai... Deci noi așa ne educă societatea să privim lucrurile astea. Deci nici nu este de mirare cu oamenii întreabă cine e mare, pentru că ei, când omul când are treabă cu Dumnezeu, nu-l interesează nici lista Forbes, nu-l interesează nici cine, pentru că el știe că, până la urmă, Dumnezeu e mai mare. Restul toți sunt aici. El este acolo. Nu sunt ăștia care noi punem, pentru că deasupra la țara asta stă Dumnezeu, da? Până la urmă. Și el conduce cu toate lucrurile. Interesant cum Domnul Iisus în continuare spune lucruri foarte adânci despre cine va pune pe cineva să păcătuiască, iar apoi zice niște lucruri interesante, niște hiperbole. Dar dacă va face cineva să păcătuiască unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intre ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi la ghiena în focul în care se stinge. Și lucrul acesta se privește mai multe lucruri. Și ochiul dacă te face, și piciorul dacă te duce. Spuneți-vă, rog, ce cu hiperbole date? De ce Hristos hiperbolizează aceste lucruri? Oare în împărăția lui Dumnezeu vor intra schelozii? Invalizii. Nu, Iisus, de fapt, aici nu cheamă pe oameni ca să se mutileze, ci vrea să pună accent ce dezastru este pentru un creștin să păcătuiască și ce responsabilitate o au ucenicii, conducătorii, da? Educatorii din împărția lui Dumnezeu față de cei care sunt mai nou veniți, care sunt mai slabi, mai vulnerabili. Pe aceasta se pune accentul. Deci Iisus prezintă două lucruri care și astăzi creează întrebări. Prima, da, deci cei care vor intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că noi știm că în împărăția lui Dumnezeu nu pot să intri, adică este mai bine să intri fără picior, fără ochi. Păi stai puțin, acolo spune că toți o să fie sănătoși, nu o să fie bolnavi, nu o să fie suferință, decât spune că să fie aruncat în ghienă cu picioare, cu tot. Adică ăștia merg în iad, în ghienă, cum spune, cum... Întregi. Da, întregi, ceia merg în cer, ciunci, calici. Deci, evident că nu lucrul ăsta vrea să-l spună Iisus. Și al doilea, când spune focul care nu se stinge, da? Deci va fi aruncat în foc care nu se stinge și vermii lor nu moare, focul nu se stinge, da? Deci despre ce vorbește Iisus? Iisus vorbește despre grozăvia păcatului, adică dacă și atunci mai bine, păcatul este atât de strașnic, cât mai bine să ajungi așa, adică să păcătuiești, să ajungi fără, da? Deci nu tu să te mutilezi, pentru că Biblia condamnă lucrul ăsta, da? Deci mutilarea. Și al doilea, focul care nu se stinge sau unii vermi lor nu moare. Da, și focul nu se stinge. Deci, se vorbește despre deci, cei care o să fie mântuiți nu o să aibă parte de această moarte, moartea a doua sau moartea veșnică, pentru că sau, spun așa, pierzarea pentru veșnicie. Nu un foc care arde continuu, ci pierdut totdeauna. Da. Existență. Evident că nu se vorbește în cazul dat despre automutilare în cazul pentru fizic, ca să intre, da, ca în împărăția lui Dumnezeu. Hiperbole despre care vorbește Domnul Hristos privește de fapt invită pe cei care doresc să urmeze pe Domnul Hristos, cei care sunt ucenici, asta le spune și ucenicilor, să facă din toate posibile puteri și să nu cedeze ispitei sau încercării, să nu cedeze în acest război, în acest conflict duhovnicesc, spiritual, ci să depună toate eforturile
și să se lepede de orice. Asta se are în vedere. Să te lepezi de orice, doar pentru împărăția. Și te lepezi de sine însăși, doar de pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atunci când se vorbește despre focul veșnic, evident că la fel este un context. Vorbim de consecințele. Exact, este un context. Este veșnic, deci neexistență veșnică. Sigur că alegerea pe care o avem noi este să luăm în seamă lecțiile pe care ne prezintă Domnul Iisus Hristos. Cineva din cei care ne privesc s-ar putea să se întrebe: păi pe cine îi privește în cazul dat? Cine sunt ucenicii lui Hristos? Fiecare din noi este ucenic. Sunt cei care, eu știu, vizitează doar biserica regulat, sunt cei care citesc Biblia, doar pe ei privește, dar pe mine poate să mă privească? Absolut. Deci Hristos foarte frumos răspunde la această întrebare, deci cumva în Evanghelia după Matei, capitolul 7, da, deci când el zice, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Adică, pur și simplu, faptul că eu mă socot credincios încă nu înseamnă nimic, ci, el spune, cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, adică împlinește cuvântul. Ăsta este copilul Domnului și ăsta va fi mântuit, ăsta va intra în împărăția lui Dumnezeu. Cel ce împlinește cuvântul Dumnezeu, nu altceva trebuie. Indiferent ce tu faci, dacă nu are amprenta al Dumnezeu peste faptele tale, adică pentru că ei spun, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, uite că te-am făcut în numele Tău, am învățat, am scos dragi, am făcut minuni. Și Iisus spune, nu, dar eu nu vă cunosc, voi n-ați făcut, voi n-ați trăit cu mine, voi ați trăit așa, chiar că ați făcut. Da, deci, nu cu mine le-ați făcut. Da, eu pe voi nu v-am cunoscut niciodată. Deci este important ca viața noastră de credință să fie ghidată de cuvântul Dumnezeu și tot ceea ce eu fac să-și aibă izvorul din cuvântul Dumnezeu. Aș vrea să duc aminte un verset la Ioan 3:16, versetul de aur. Că fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, încă a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Respectiv, orice om de pe fața pământului este chemat, este invitat, îi se oferă această mântuire prin sângele lui Iisus Hristos. Fiecare om are șansa de a deveni ucenic al lui Iisus Hristos. Mântuirea se oferă fiecărui om, doar depinde de alegerea pe care el o va face. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această emisiune. Vă dorim succese și, evident, să împlinim ceea ce este scris în Sfintele Scripturi. Cu siguranță că Domnul Iisus a invitat pe ucenicii săi să-L urmeze, să se lepede de sine și să ia crucea, să meargă după Iisus. Dar această ofertă a fost fericită pentru toți. Nu doar pentru ucenici, ci și pentru noi. Aceasta este ocazie pentru că atunci când întreabă Sfânta Scriptură cine este ucenic, de fapt este întrebarea cine poate fi salvat. Dacă vrei să fii salvat, va trebui să fii ucenic. Înseamnă că aceste cuvinte te privesc pe tine. Te invit pentru ca să te împărtășești cu acest material și sigur că să ne dai o reacție dacă ți-a plăcut. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.